Foștii componenți ai echipei Minerul Sărmășac se vor reuni la finalul acestei săptămâni la ediția a 11-a a memorialului Radu Gog după aproape 10 ani de la disputarea ultimului meci în divizia C. Ediția din acest an a memorialului Radu Gog reprezintă un moment special pentru foștii componenți ai echipei Minerul Sărmășag. După aproape 10 ani de la disputarea ultimului meci oficial în divizia C, jucătorii din generația 2001-2005 a echipei Minerul Sărmășag vor avea din nou posibilitatea să evolueze împreună, de această dată însă pentru un scop caritabil. Fostul jucător și antrenor al Minerilor, Marius Pașca, actualmente antrenor al echipei Luceafărul Bălan, împreună cu profesorul Florin Morar, fost atacant al formației din Sărmășag, s-au gândit să alcătuiască un lot cu care să participe la ediția din 2015 a memorialului Radu Gog. Echipa va purta denumirea celui care a activat ani buni în divizia C și va evolua la categoria All Boys. Pe lângă Marius Pașca și Florin Morar, din lot vor mai face parte Ioan Meleg, Florin Oprea, Daniel Tăut, Cristian Crișan, Tot Caroli, Tot Ciobo și Sabo Andraș, toți fotbaliști care au activat ani buni la formația din Sărmășag. Am avut organizatorii acestui, să zic, turneu care se organizează an de an cu scop caritabil. M-au solicitat în vederea unei alcătiri unei echipe de la categoria All Boys. Sigur, și primul gând de multe ori mi-am propus să, la diferite manifestări care s-au ținut și de zilele Zalău, le avem de gând să, mă rog, cu alte ocazii, să încerc să adun pe toți jucătorii de la Minerul Sărmășag din generația 2002-2004, 2001-2004. În care, zic eu, a fost o generație bună, în care 2-3 ani la rând am terminat pe locul 2 și 3 în Liga 3. A fost o ocazie pentru noi să ne revedem. Sigur că majoritatea sunt fost jucători care sunt cu domiciliu în Zalău, dar un prilej de bucurie pentru noi să ne întâlnim și sigur că amintiri plăcute din acea perioadă să le depunem. Marius Pașca este de părere că o comună, cum este Sărmășagul, ar merita să aibă și acum cel puțin o echipă de Liga 4. Da, putem spune cu siguranță că Sărmășagul, din punct de vedere economic, la ora actuală, pentru comunele bine stabile din punctul ăsta de vedere. Dar, din păcate, știu eu ce factor concurează la când nu se creează o echipă de fotbal, chiar Minerul Sărmășag, să reintre în circuitul fotbalistic, în circuitul Sălaj. Mi-ar place și cred că primăria comunei ar avea posibilități, ținând cont de faptul că sunt numeroase firme au sediu în Sărmășag și sunt convins de faptul că s-ar găsi anumit sponsor care să vină în întâmplarea acestei idei. Cel puțin pentru alcătuirea unei echipe de Liga 4. Sigur, ar fi o idee. Liga 3 e cam mult spus. Da, la Liga 4 consider că Sărmășagul ar merita cu prisosință să aibă. Există și fond de jucători. E o zonă în care, știu eu, de ani de zile a fost drept dovadă Chieșdu, care reprezintă cu succes, să zicem, la nivel de Liga 4, tot așa prin implicarea primăriei, a lui domnul Cătană, primarul. Consider că și la Sărmășag ar fi binevenit o asemenea lucru. Ultimul meci oficial disputat de Minerul Sărmășag a avut loc în 10 iunie 2005, când echipa a jucat în deplasare în fața celor de la Știința Cluj, scorul final al întâlnirii fiind 2-1 în favoarea clujenilor.